Cred că vrem noi, dorim noi sau nu dorim, cel mai mare cod de etic și conduit pentru fiecare din noi sunt cei 7 ani de acasă. Și totuși, pentru noi, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, care reprezentăm cei peste sau aproape 4.000 de cetățeni ai Republicii, comportamentul și respectiv atitudinea noastră ne pune ca să avem un comportament deosebit.